Jocuri ieftine chiar acum pe G2A. Intră pe linkul din descriere și nu uita să folosești codul CT pentru o mega reducere. Salutare oameni muncii, sunt Andy și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Forza Horizon 4, joculețul cu mașini care vă place foarte mult și țin să vă mulțumim, ținem toți de fapt într-un unison cu băieții mei, să vă mulțumim pentru chestia asta, pentru că sincer în România, în afară de noi, nu a prins jocul ăsta Forza Horizon. E bune. Și la noi v-a plăcut foarte mult. Andrew, noi am venit și cu... N-ai mai văzut în toată Europa Challenger-ul ăla să-l bate toată lumea, încăcat. Da, sigur că da. Și vreau să vă mulțumim enorm pentru chestia asta, de-aia vă rugăm să apăsați butonul de like, pentru că Forza în ultimul timp n-a mai mers atât de bine. Nu zic că mă plâng, dar știu că vă place și că vreți să vedeți în continuare. Așa că apăsați butonul ăla de like să vedem susținerea voastră. Băieți, astăzi... Ce? Ce? 3, 2, 1 și... Măcar veniți în coașă, săiți-vă în spate la Lamborghini pe spoilerul ăla și dați din gură, hai! Să ne vedem așa cu o chităriță din aia mică, știi cum era Tom și Jerry. Da, în fine. Astăzi, băieți, vreau să vedem cine deține supremația, nu ca șofer, ci ca mașină, deși influențează șoferul, pe Goliath, normal, pe cea mai lungă cursă, dintre... Să zic așa, cele mai de top mașini și cele mai cunoscute pentru viteză, să le zic așa, care ar fi Bugatti, Koenigsegg și cu Lamborghini. Acum, Lamborghini. Acum, băieți, eu, pentru că mă pricep și cel mai bine dintre voi, dar nu mă laud, l-a condus, o să-mi iau Bugatti. Cum nici nu se plânge. O să-mi iau Bugatti, pentru că dacă îi dai lui grăsuțul meu Bugatti, s-a dus, pa, salut, sănătate, numai bine. Ia dă-mi bă unul pe pe mână și... Bă, nu realitate, vorbim de Forza Horizon, că tu realitate te pricepi, realitate conduci, da, na, n-ai cu cine. Hai tu să-mi reprocezi mie că conduc prost, că te-am omorât? Păi nu ai făcut-o încă, dacă muream nu mai eram aici, cum zic. Păi și mă întreb, Andrew, nu poți să-i reproșezi lui Grasu că nu știe să conducă un Bugatti? Fii serios. Da, că n-a condus niciunul. Băieți, de ce o să-mi iau Bugatti? Chiron-ul, deși n-are 999 score, dar o să-l iau pe ăsta. Da. Voi tău, parc șampania. Voi vă rămâne de ales între Lambo, ce Lambo vreți voi, da, cred că știm cu toții ce o să luați, și Koenigsegg. Așa. Uite, te-ai dat dracu cu mine. Ce vrei să iei, Grasule, tu, de exemplu? Koenigsegg sau Lambo? Koenigsegg. Pentru că vreau să sparg șampania în clipul tău și să-l iau pe ala ultimul. Da, că sparză șampania, gata. Ok. Și tu să-l bagi cu mine, rămâne Lambo. Ce Lambo vrei? Păi altul decât centenei de euro. Exact, ceva așa. N-are rost să... N-are rost să fii sărat de aia cum pronunți, nici n-a rămas să-l mai importă. Centenario. Te-ar zice, bă, tu stai la ușă, bă. Ok. Eu o să iau Chironul, băieți. Nu știu dacă am ce să modific la el, adică... Ar trebui să fie deja tunat în blană. De cioacă. Vedem, poate am o culoare mai drăguță la el. E, uite bă, că fără tuning-ul ăla prost, acum atrage și ea ca o mașină șmecheră. Păi era modată. Să iau tipicul de Bugatti, cum arată un Bugatti. Ăsta e cel mai sugestiv pentru Chiron. Amice, ne. Dacă aș avea mașina asta în realitate, te iubi odată cu mine în fund, așa, și mai lăsa să te penetrezi. Hai, dibuci, vă lua rățelea. Da. Hai. Păi, sunt și tunate tot ce trebuie? Ne. Sigur. Vreau să mă uit să văd dacă sigur am tracțiunea pusă. Deci, 37, așa, la mișto. Ami ceva, să adrea cu mine. Du-te și fă, sau care e, grasul? Du-te și face... Nu, haide înainte la old news. Eu nu sunt șeful la conferință. Oh, mamă, băieți, stați un pic să mă pregătesc, că se anunță vremuri incendiare aici. Pregătește să te pregătești, amici. Vă anunț de pe acum că am probleme cu volanul, la modul că îl băgai sub birou ca să nu-mi fugă din mâini. Și haide să vedem. Hai, dibuci. Că mai aștept aici mult. Eu stai aici, nu știu unde e sălbaticul. Hai, dibuci. Unde e sălbaticul? Grasule, n-ai ce să-i ceri, Grasule. Vezi de ce nu-i dau ăștia Lamborghini pe mână? Poftim. Nici ca o să conducă. Lamborghini, dacă vedeți acest episod, nu îl conduce nici să mă roage. A, bă, Grasule, nu vine simțit. A, bă, Grasule, că se pricepe totuși, Grasule. Dacă îmi zici ce nume are mașina asta, mi-a să dau și urma. Ala! Păi, dar nici eu nu știu dacă mă crezi. E Koenigsegg, amice? E și mai cum? Lasă asta, că asta nu știu niciun. E Koenigsegg-ul ăla de l-ai luat tu. Păi nu, tu lasă ăla, că tu mai știi Koenigsegg-ul. Bă, nici eu nu știu, pentru că e ultimul model ăla. Jesco.
Nu știu ăla, mă. Hai, băieți, sunteți pregătiți pe el? Hai, nibuci. Mamă, ce făcui. Băieți, încercai o schemă, dar nu. Cât l-o arăți până la final? 313. 313 și un pic, dar domnul prost. Bă, pe ce curs e asta, bă? Mă, Bugatti-ul meu, știți cât luă? 280. Mulți înainte. Bine, nu pot să zic că eu nu plecam prost, da, în fine, băieți. Cel mai probabil o să pierd această cursă, dar poate avem o șansă să-mi crească mare, este? De. Hai, dar du-te grasule și fă... Nu te gândi la proprii, acolo nu-ți mai crește. Te asigur eu. Opa. Auzi, în first person, Bugatti-ul. Anything goes. Bă, băieți, nu știu, am un pic de emoții, vreau să lăsați pariurile în secțiunea de comentarii. Pariu cu viața. Și credeți că o să câștige, dar vă spun de pe acum, nu știu ce... Bă, unde mi-e mașina? Curent car. Nu știu ce șanse am pentru că... Nu știu de ce Bugatti nu e atât de bună ca mașină în Forza. Nu pot să-mi dau seama de ce. Chiar nu știu. Grasule, tu ai vreo idee de ce Bugatti e așa de slab în Forza? Păi, da, știu eu. Forza se raportează doar la cifre. Forza se raportează doar la cifre. Zici? Păi da, nu se raportează grasul doar la cifre, dacă stai să te gândești, pentru că altfel ar avea toată aceea stabilitate. Ascultă-mă puțin. Ce e mai logic? Că Forza o se raportează la cifre? Sau că CEO-ul de la Forza Horizon s-a certat cu CEO-ul de la Bugatti și i-a zis ăla, să vezi ce... Aparent s-a mai certat și cu ăla de la Dacia, că nu e nici Logan pe aici. Mai da, dar cu ăla s-a certat așa, că s-a supărat pe el că nu i-a dat la o Dacia Logan gratis. A spus-o cu mine, băieții. Vă fac muci. Hai de buci! Hai să vedem. Băieți, a apăsat butonul ăla de like, de acum înainte slogan. Mamă, ce m-am dus, sloganul canalului nostru o să fie Haidibuci. Haidibuci. Până acum mă țin de băieții ăștia cu Haidibuci pe sălbaticul. Cu gestul. No! Bă, nu mai văd! Cum îl lovești, mă? Nu știu! What? Du-te, bă, de aici, bă, du-te, bă! Pai, bă! Ce prieteni faci, suntem, nici nu ne oprim, o să vedem dacă e bine. Băi, frate, bă, dar ce fugim în halul ăsta? Hai de buci. Fugi? Bă, hai buci. De capul meu, bă, dar da, bă, nu știi să-mi juri. O făcui, bă, băieți, de oaie, de o mâncai. Asta e. Deci, piesătorul își șterge canalul, da? Bă, așa vorbim acum, acum da. Zic mai încolo, dar măcar dă și așa urma. Deci ori șterge canalul, ori dă așa urma. Deci ca să vă dați seama, băieți, cât valorează canalul meu, așa urma. Bă, în ochii noștri... Bă, păi nu, dar știi care e chestia? Eu nu câștig mai nimic dacă ștergi tu canalul. Dar... Mamă, m-am făcut praf, băieți! Hai, Andrew, hai că ai timp. Bă, rewind, ce te duci? Dar nu-i rewind, că o sărisem răul de tot. Bă, nu mai aveți voie, bă, dar mi l-am scos, te-s proști. Păi da, și eu mi-l scosesem, dar apăsai din greșeală, mă. Stă mașina asta pe drum. Deci dar aș lua cel mai bun Koenigsegg. În afară de faptul că eu n-am mai jucat de foarte mult timp Forza Horizon. A, că noi ne-am jucat zilnic. Nu, dar nu știu, mi s-au schimbat niște setări la volan de când am trecut pe calculatorul ăsta, nu știu de ce. Chiar, nu, vorbesc serios. A început iar să dea din alea în volan. Nu rău așa, dar dă. Vrei să spun un secret? A. Miley Cyrus este Hannah Montana. Jură-te. Mă jur? N-are cum. Nu spune că avea doar perucă, că nu te cred. Acum am aflat și eu. Și Tasso ăla, și ăla de umbla cu ea, era impresarul, bă, era Tasso. Na, n-are cum, amice, ce-ai. Dar în film era chiar Tasso, nebun. Bă, ăla exageră o țâră și el că zisă de calculator. Tu o luași de alea cu de alea nasoare, amice. E ca și cum ai spune acum, că Lamborghini e mai bun decât altceva. Hai băieți, hai, bă, dacă nu pierdeam atât acolo, bă, buci, mă așteaptă-ne, bă, și până un pic, bă, buci. Hai de buci. Bă, dar stai un pic, că ăla doar ce a fost adăugată mașina aia, nu-i corect. Păi, da, vezi, dar nu e modată, băi. Ba, da, e modată. Că îi setările alea. Bă, taci din gură, că ia o grămadă. Bă, chiar e aia modată? Ce? Păi, da. Bă, tu ești resimțit, bă, tu-ți lași mașini modate.
Nu e, n-auzi că a bă, fost din gură de aia, că mă păi și... că era mai proastă în curse. Păi și, că... și stai un pic, când a fost ăștia timp să faci tuning într-un minut? Hai de buși, nu mai nimic. Nu poți să-i schimbi mai nimica. Și îl făcuși tu cu mânuța ta tuning sau luași de pe net? Îl făcuși tu cu mânuța ta sau luași de pe net? Mă juri, ești nebun. Ce arăt? Că dacă intri la tuning... O să-l bate cu tu mă aștepți sau ești doar prost? Sunt și prost și... na. Nu, amice, că vă aștept, dar mai încolo. Ca voi nu mă așteptați, niciodată. Hai frate, du-te. Deci bă, am emoții de fiecare dată când trebuie lângă sălbaticul. De ce mă, că te lăsai? Dar de ce mă lăsași? Acolo este bătaie la retrogradare. Uita să treci, că după zici că... A, băga mi-ești picioarele. Băi, bă, curba asta e, e criptorinta mea. Ești pro, mereu, bă. Mereu n-are cum să nu iau măcar niște ziduri. Bă, ușor, ușor îl ajung pe grasul, dar... E departe, rău, mâncați-și. Dacă nu se lovește... Mie nu-mi place lambul ăsta. Unde ai în spatele meu? 18. Bă, nu cred ce, dar mie mi se pare că ăștia au cam prostit Sentinel-ul pe curbe. Păi, dar tu n-ai spoiler-ul, prostule, la el. Da? Eleron, păi tu nu văzuși? Păi nu văzuși să mă piși pe el! What the fuck, conduce mașina de oră din spa... Bă, nu uite că... Deci nu mă uita aia mice la ea, mă crezi? Eu fusei frate la acum. Nu, încercai să fac o manevră, dar... Bă, mi intră soarele în muie. Scoate-l. Așa, amice. Ia uci se duce cu 400 pe autoban, dacă. Pe autoban. 420, 430, 440. Deci, în oraș, prieten. Ăla are mașina mai bună din toate punctele de vedere. Păi da, bă, că e doar ce băgată și e nărâdă asta. Bine, șmecher, te descurcă, hoblele. Da, nu, dar nu e corect, își lua ăla de mașină. Hai, șanță, bă, nu ia nicio mașină 440 pe cursă. Pe aici cine, nu. Mă? Păi ești de bun, tu știi cât mi-am e Bugatti-ul. Stai că zic imediat. Am 360 și aproape de final. 370, 380. Stai să 390 luai, sălbaticule. 390 luai. Bă, și Bugatti-ul totuși e destul, nu are stabilitate și asta, dar da. Pe viteză nu stă rău. Pe viteză stă mai bine decât ăla. Bă, merg și eu cu 360 la relanti. Aaa, pă bă. Am fost ca un tryharder, îmi cer scuze. Ai fost ca un tryharder, măi, nenorocitule, ce ești? Tu îți dai seama dacă îi deam în mașina asta? Mi-a luat 410 asta, acum era acolo, dincolo pe bea de final. Îmi mai dea o tură? Nu, dar nu înțeleg de ce Bugatti-ul ăsta e așa de slab. E greu și de aia. Am vrea să le da, dar față de Lambo Centeniro, adică... Nici măcar pe top speed. Amice, mașina asta în dreapta, cea ia 380. Ăla aș lua mașină de tryharderi. Bine, eu nici nu pot să spun că mă... A, ce? A ta nu e bună. Nu, nu zic că nu e bună. Zic că nu... Păi, de ce trec cu ăla? Cu cât mergi pe plajă? Păi că nu sunt foarte tryharder pe cursă, mă refer, gen. A, nu, da, da. Nu, vreau să-i să conduc așa liniștit, n-a avut să-i chef de... Nu te concentrați cu asta, dacă nu... Nu, chiar nu, sincer. Mă dor și ochii, nu știu de ce. Vreau să ne curba asta de la casă, nu te-ai făcut și praf? Bă, astăzi nu. Tu dai seama, ce mașină bună are. Bă, e bună rău mașina aia, ce ai? Bine că i-am furat gagica măcar, dar am cer scuze, amice. Păi gândește-te că nu... Da, amice, am dat 2000 de euro pe două bluze, amice, după. Gândește-te că cel mai mult pe plajă luai 370, dar așa, cu emoții. A, eu... Bă, și eu mersei cam la fel, dar fără emoții, adică... Aia... Nu, eu l-ai maxim. Dacă îi dădeam cu 400, păi mergeam, dar mă complicam și poate ieșeam în afară și mă ajungea ăla. Și n-avea rost. E diferență de mașini aici, mufletele. Nu, eu zic că ești la șofer. Păi nu, că tu ești cel mai slab șofer dintre noi. Da, chiar voiam să zic, amice, că șoferul cam contează, dar nu în cazul tău. Mamă, cât de repede accelerează, mă, cam așa. Mamă, ce-mi zbura asta? Uite, și mie-mi zburase. Și mie-mi zburase. De ce crezi că zisei că, că cu emoții? 400, băieți, iau din zborul. 400 prin orășele. Auzi tu, mâncațăși, 400, auzi. Da, bă, puii mei, bă, ce mașină aia, mă, mâncațăși? Bă, dacă e modată, în puii mei. Nu e modată, modată înseamnă că e... În curse nu se aplică. E, nu. Aia nu se aplică în cur. Bă, eu îi scosă-i tuning-ul. Ea avea tuning de pe net. Înțelege? Și îl scosă-i. Da, bă, dar tuningul ăla e buguit, gen. Nu e vorba pentru... că e modată, gen, că ea a făcut ăla ceva la tuning. Pentru că, ba da, i-a făcut, bă, dar pentru că
dacă ții minte, ea stătea foarte subturată, pleca foarte de jos ca să ia top speed mare. Acum au făcut stoc și văd că rupe. Mamă, ce emoție am. Dar nici nu ia top speed. Ea era făcută pentru drag race. Aia e singura chestie, nu că era, nu era pentru drag race, că pleca da. Pleca greu. Nu pleca greu, avea durate no, bine no, ca no, să nu no, no, să no. schimbe 13 ori ăsta. No! Bă, dă-te mă de Bugatti de aici, bă! Mă enervează că nici nu mai pot să mă concentrez din cauza lui ăla care l-o 10 milioane de minute avans. Câte am minute? Hai, amice, hai, cât aștept. Ce să mă mai aștepți? Du-te acum, asta e! Nenorocit. Își luau pe mașină o dată în puii mei de handicapat. De ce nu-ți lași, bă, un Kionex, Igra, Ghera, Ghera, ceva de acolo? E Ghera, nu Ghera. Hai, amice, hai că... Păi ce să mă mai aștepți ca să ce? Că oricum nu te ajungeam. Păi la câte minute acum? Uite de... 30. 30 de minute? Mamă. 3 secunde. Tot păi mi arată, tot 30 mi arată, stai liniștit. Deci poți să te duci. Cum pe la mâncat că... Păi știu eu ce zic, că se bugui oricum. Păi da, pentru că de la checkpoint-ul ăla îți calculează după. Aia mice, că poate nu ți stau și așa frumos. Oricum, în ochii tuturor ai de efect puternic, nu te... Da? Păi atunci la ce nu mai aștept, redusule. Dar se menționeze că terminam prea de mult, dar l-așteptai. Să mai ajungă. Să se menționeze că ești un nenorocit ordinar. Cu mașina aia. Să se menționeze. Ia, gata, amice. Ți-ai interzis să mai iei mașina aia. Dacă nu ai intrat pe episoadele astea, nu te mai vedem cu ea, bă. Gata, amice. Hai, Dibuș, să-mi bat lucrurile. Termini și tu? No. De ce? Ai, ce sensă, ce ai? Bă. Toate ca toate, până la urmă, asta n-a fost o cursă între noi. A fost mai mult între mașini. Și mașinile e clar care a câștigat. Cu mașinile e clar că e lui Bercică, că Koenigsegg Jesko. Bă, da? Sincer, cred că Stăbaticu putea să scoată mai mult din Lambo ăla dacă se chinuia. A, puteam clar, ce-ai? Termină grațul. A, prost eu că l-așteptai, vezi? Dar, da, nu știu de ce, Bugatti, Chiron în Forza Horizon. Bugatti, în general, de fapt, nu Chiron neapărat, e destul de slab, sincer. Și da, ăsta a fost rezultatul concursului. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrece în realitate mașinile astea între ele. Adică cred că Lamborghini-ul ar avea șansă pe plecare mai multă, grasule. Că e mai ușoară. Nu știu ce. Bă, pe aluga. Au, mamă, ce m-a lovit. Bă, asta nici n-am văzut o vreodată. Bă, m-a lovit degetul în pade, în ăsta. Eu n-am văzut niciodată un Koenigsegg versus Bugatti într-un clip. Am văzut, ci ca, bă, pe hârtie e mai rapid de Koenigsegg-ul, dar știi care e treaba, au băgat în anumite circunstanțe, gen, una e când și-o pilotează un pilot îmbrăcat la costum într-o pădure și dă 400 și una e la Koenigsegg când a dat tot 400, dar cu un pilot într-o zonă sigură, foarte sigură, deci nu compari. Da. În fine, băieți, cam am dus de fie cu acest episod, dacă v-am plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, iar noi desigur o să ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa! Hai, Dibuci!